Doamnă, eu vă rog în numele a milioane de români să ne spuneți și mie la o singură întrebare. Dumneavoastră îl cunoșteați pe Mircea Băsescu de la botez din 2010, da? Da, din 2010, da. I-ați dat acești bani pentru eliberarea tatălui dumneavoastră în 2011, primii, da? 2011, iunie sau iulie. Bravo. De ce aveați dumneavoastră nevoie de un intermediar în persoana unui anume Căpățână, când dumneavoastră erați fină naș direct cu Mircea Băsescu? De ce nu vă puteați duce la naș direct cu banii? Dar să vă mai întreb ceva. De ce nu vă dădea Mircea Băsescu altceva? Zicea, bine, n-am bani, am cheltuit cu ăla și cu altul. De ce nu vă dădea o mașină, o casă, un teren la schimb? Pentru că noi nu i-am dat mașină, nu i-am dat casă, nu i-am dat bani. Nu, dar v-a oferit așa ceva la schimb? Nu, ne-a oferit niște cazane lui Florin mai demult. Niște ce? Cazane? Ce v-am zis? Da, niște cazane. Și de ce n-ați luat cazanele? Nu făceau banii aia 300.000? Păi cum se face? Nu știu despre ce cazane e vorba, poate erau cazane din aur, abar n-am. Erau din aur, eu știu că i-a oferit lui Florin. Cazane de care, doamna Izaura? De țuică? De ce cazane? Nu știu de care a fost, dar i-a oferit lui Florin și Florin i-a spus, eu n-am cum să iau de la tine cazane, pentru că nu ți-am dat ție cazane și ți-am dat bani. E, asta mai zic și o răsturnare de situație. Ba zicea că nu mă are, ba zicea că le-a dat la lume, nici el nu mai știa ce deci, să mai nimic. Deci e clar săracul că el nu vă dădea banii, nu dintr-o răutate, ci pur și simplu nu-i mai avea, da? Păi, probabil nu mai are eu la bani. Stați puțin, că unde vreau să ajung? Eu nu vă înțeleg, v-am mai întrebat odată, dar nu mi-ați răspuns. De ce își cereați banii lui de vreme ce cazul tatălui dumneavoastră nu ajunsese la final, la decizia finală? Era doar la prima instanță. Ați pierdut pentru la prima... că ne-am dat și noi seama și ne-am gândit că ăsta nu o să face niciodată nimica. Că e vorbă lungă. Dar care a păi dacă, el îl trimitea pe Marian Căpățână la noi să cere bani, noi nu dăteam bani. Doamnă, iar el s-a oferit să-l trimite pe Marian la noi. Doamnă, eu vă rog în numele a milioane de români să ne spuneți și mie la o singură întrebare. Dumneavoastră îl cunoșteați pe Mircea Băsescu de la botez din 2010, da? Da, din 2010, da. I-ați dat acești bani pentru eliberarea tatălui dumneavoastră în 2011, primii, da? 2011, iunie sau iulie. Bravo. De ce aveați dumneavoastră nevoie de un intermediar în persoana unui anume Căpățână, când dumneavoastră erați fină naș direct cu Mircea Băsescu? De ce nu vă puteați duce la naș direct cu banii? Pentru că nu aveam noi, cum să mă pronunț, nu aveam noi curajul ăsta să mergem la ia banii ăștia și duci și scapă-l pe tata. Nu puteam noi să facem așa ceva. Dacă și el, că era prieten cu Marian Căpățână, l-a trimis pe Marian Căpățână la Florin, să-i dăm bani, că intervine el pentru tata și îl eliberează. Dar pe Marian Căpățână, o întrebare, de unde îl cunoașteți așa bine și aveați încredere în el? Păi, din contră, că n-am avut încredere în el. Noi nu i-am dat banii ăștia până ne-am dus și l-a întrebat Florin pe Mircea. Nașule, l-ai trimis tu pe Marian la noi să-i dăm suma asta de bani, că îi intervin pentru liberarea lui tata? Da, dați-i lui Marian să se rezolvă. Asta, de la nașul. Asta e deșteaptă întrebare. Bravo că v-ați luat măsura asta, că asta vreau și să vă întreb. Ce vă întreba și Marius Nițu? Bine, dați bani așa oricui de pe stradă care spune păi, că se duce nu știu unde? Dar în înregistrările pe care le-ați depus astăzi la DNA, Marian Căpățână vă promite sprijinul lui Traian Băsescu? Doamnă, nu pot să mă pronunț. O să se vede la preză. Nu spun că săptămâna asta o să le depunem, dar cred că săptămâna care vine o să le depun. O să chem eu presa la mine la poartă și o să le dau. Nu le-ați dus încă la DNA? Stați puțin că e interesant. S-au dus pe filmările, sunt la DNA. Au ajuns? Și mai dă altul la presă dacă DNA-ul nu le dă publicitate. Deci copiile filmărilor de la DNA o să le dea săptămâna viitoare, dacă vedeți că nu se întâmplă nimic. Să vedem. Dar sunt compromițătoare la adresa familiei prezidențiale? Doamne, ăștia două registrări sunt acum făcute când mi-au adus bani. Păi a 20.000, nu? Ca să vă cumpere o tăcere. 20.000 euro. Acum sunt făcute după ce el mi-a făcut șantajul. Venea Marian Căpățână la mine să mă șantajeze pe mine, să nu mai dau, să nu mai fac, îi dă drumul lui bărbatul meu și îmi dă banii înapoi. Și cu ce l-ați filmat? Cu telefonul s-au filmat. Cu telefonul. Ultimele două înregistrări sunt făcute cu telefonul, da? Este una înregistrare audio și una video și audio. Doamnă, dar ce am văzut noi la televiziuni până acum, nu este tot ce ați dat dumneavoastră la DNA, nu? Lipsesc niște fragmente. Sau nu mai am nimic cu Mircea Băsescu. Tot ce am avut am dat. Nu, eu am înțeles. Nu mai există nicio registrare, nicio filmare cu ei. Da, tot da, nu asta v-am întrebat. Și eu știu că ați dat tot ce ați avut, dar la televizor, din ce v-ați uitat dumneavoastră, a apărut totul sau mai lipsesc niște minute?
am văzut că a apărut totul, nu lipsește nimic. Cam totul, da? Dar, da. De exemplu, pe înregistrări apar și momente în care în cadru intră doamna Doinița sau altcineva sau domnul Căpățână, că noi n-am văzut așa ceva. Păi nu apare doamna Doinița, nu mai țin minte dacă apare decât în aia când i-am făcut ziua la aia mică. Știți că pe filmările de care le-am văzut noi poporul e doar Mircea și cu Băsică, mă rog, sau alte voci de la familia noastră. Dar nu apar alții în cadru din partea familiei lui, mă refer. Nu, decât Mircea. Și de asta m-am gândit că lipsește pe undeva vreun fragment. Ce vreau să vă mai întreb? Domnul Căpățână se cunoaște cu domnul Voiculescu? Păi eu știu, nu știu. Fiindcă domnul Căpățână a zis, ați văzut ce a zis, da? Că Voiculescu v-a dat dumneavoastră 1 milion de euro, acum câțiva ani, ca să-i faceți o înscenare lui Traian Băsescu, lui Mircea, mă rog. Păi da, că... Păi de unde știa Dan Voiculescu că avem noi filmări? Păi de unde? Păi el ce să spun? Dacă el a fost în stare să spună că el a luat bani de la noi, bă să facă afacere, bă să facă aversă, bă că ne-a pus Dan Voiculescu, nu se miră ce să mai minte. Când i-am spus la telefon, măi Mariane, de ce ai declarat la presă că ai luat bani de la mine pentru afacere? Că ți-ai luat bani, ți-ai luat bani cu Mircea Băsescu pentru eliberarea lui tata, nu să faci afacere. Am spus că ce vroiam să spună la presă? Doamnă, dar Bercea, poate tata dumneavoastră se știe cu Dan Voiculescu și nu știți dumneavoastră. Nu se știe. Nu se știe, nu? Bine, dar acest 100% că nu se cunoaște cu el. Mai spuneți-mi ceva, v-a dat, înțeleg, Mircea Băsescu 300 de mii înapoi sau Căpățână v-a restituit prima sumă? Da, am spus de 1 milion de ori. Ne-a dat și Marian Căpățână și Mircea Băsescu. Dar vi-a dat direct în mână Mircea Băsescu? Direct în mână ne-a dat. Să schimbă situația asta. Și l-ați filmat când v-a dat direct în mână? Poftim? Aveți filmulețul cu momentul când v-a dat direct în mână Mircea Băsescu banii nu înapoi? Nu aveam, pentru că nu mai era rost să mai faci bani. Repetați, vă rog, nu v-ați auzit. Spuneți. Repetați că nu s-a înțeles. Nu mai avea rost să-l filmați sau ce a zis? Nu să mai facem, nu să mai facem. Doamne, nu vedeți cu toate dovezile care s-au depus la dosar. Număr, registrări, declarații. Bărbatul meu e totul arestat. Vă mai întreb o dată, că nu s-a auzit. Aveți filmulețul cu Mircea Băsescu când vă dă înapoi o parte din bani? Nu avem. De ce nu l-ați filmat atunci? Pentru că am văzut că ni le dă și a zis că ni le dă pe toți și de asta n-am mai fost filmat. Ați văzut că vine cu toată suma și noi de bucurie. Noi, toată familia noastră, n-aveam de gând că să-i facem rău la omul ăsta niciodată. Cred că acum înțelegem totul și ați început să-l filmați abia când ați văzut că începe să nu vă mai dea din bani înapoi. Nu, era mai înainte filmat. Mai înainte l-ați filmat? Doamna, da. Dar a cui a fost ideea asta grozavă de a-l filma pe Mircea Băsescu? Cine din familie a avut ideea asta? Florin? Da. Și în momentul ăsta, doamna Izaura Anghel, câte copii ale înregistrărilor predate astăzi la DNA mai aveți? Păi asta e treaba mea, doamnă. Păi v-ați luat o măsură de precauție, nu știu, ați dat la DNA, ați dat în altă parte, mai aveți vreo 5? Păi avem și mai multe. Le-a pus bine doamna Izaura.